Octavian Grecu, zis și Butoan, a fost eliberat din arest după ce a fost reținut pentru evaziune fiscală. Curtea de apel București a admis recursul făcut de avocații lui Butoane și a dispus astfel scoaterea acestuia din spatele gratiilor. Alături de Octavian Grecu se pot bucura de libertate și alți opt inculpați, în cel mai mare caz de evaziune înregistrat în România. Decizia magistraților este definitivă.